Puteți vă așezați acolo ca să nu cădeți jos sărbătoriții de astăzi. Așa. De ursul nou. Dumneavoastră sunteți doamna Angela. Eugenie. Eugenie, da? Scuze. Așa, hai puneți vă așa jos ca să nu cădeți de la așa surprize. Așa, foarte frumos sunteți în această zi, căci cu 15 ani în urmă ați construit, cum spunem, ați început o nouă viață, da? Și uitați-vă, noi am o surpriză. Și în primul rând, de această inimă sunt pentru dumneavoastră, ca să vă bucure această seară cât mai mult. Sunt pentru așa și băutura, ca să sărbătoriți la masa de sărbătoare. Iar aici aveți o tortă în formă de inimă. Nu cum crezi că este? Sigur că este de la sumpa voastră soției, da. Această inimă, așa, cred că să vă îndulcească. Și uitați-vă că mai avem și un mesaj de felicitare care m-a rugat să-l recit pentru dumneavoastră. Cuvintele multe sunt de spus, dar totuși sunt puține. Cu tine am plâns, cu tine am râs, ești numai pentru mine. Ești idealul de bărbat ce să-l dorește orice femeie. Dar din toată mulțimea de femei, doar alături de tine, eu sunt unica femeie pentru soțul meu iubit. Cu cea de-a 15 aniversare a căsătoriei. Amar! Amar! Și noi, din partea companiei noastre, vă dorim multă sănătate, bucurie, să fiți mereu împreună și să jucați și la toți nepoței, copii, la anunțele și ca astfel fel de surprize din viața voastră să nu dispară până la adânci bătrânețe. Ne stăruim! Bravo!